părul, pe iubim și uneori îl urâm. E frumos și urât. Dar indiferent dacă îți iubești sau urăști părul, mereu poți încerca ceva interesant. 100 de periere o să-mi facă părul super lucios. Ăsta e un fir de păr? Iu! Annie, îți lași părul peste tot! Doamne, e doar păr! Ce vrei să fac să nu mă pieptăn? Am ceva în gât! Oh, scuze! Annie, e vina ta! Nu pot să cred că a fugit! Ce scârbos! Sunt aproape gata cu bigudiurile astea! L-am rulat și l-am prins pe ultimul! Gata! O să arate grozav! E timpul pentru un somn bun! Abia aștept să am bucle fantastice de dimineață! Trebuie doar să adorm! Au! E incomod! Ok, dorm pe o parte! O să mă ajute! Of, nu mă ajută deloc! Ok, pe partea asta o să meargă! Dați-vă la o parte, bigudiurilor! Vreau să mă culc și să mă trezesc cu părul ondulat! Știi ceva? Las o baltă! O să-mi scot toate bigudiurile astea! Se pare că sunt blestemate să am părul drept! Nu-i corect! Stai puțin! Cred că am o idee! Ok, întâi îmi voi răsuci părul! Apoi îl voi pune pe cap așa! Și acum îl prind aici! Perfect! Stă fix! Da, merge grozav! Ok, acum răsucesc cealaltă jumătate a părului și apoi o pun și pe asta pe partea cealaltă. Încă o agrafă și gata! Excelent! Acum pot să-i mai dau o șansă somnului! Ah, mult mai comod! E comod chiar și pe o parte! Timpul pentru somn! Ce odihnă bună! Ah, da, părul meu! Să scoatem asta și să vedem dacă a mers! Ok, îl scuturăm și... Voila! Chiar a mers! Ia uite ce de valuri și bucle! A fost și mult mai ușor decât cu bigudiurile alea! Îl ador! Ura! Pentru zile cu păr grozav! Și ia plecare pe dreapta și ia plecare pe stânga! Of! Părul îmi tot vine în față! Atingeți podeaua! Iu! Mi s-a murdărit părul de pe podea! Ce scârbos! Trebuie să fac un duș! Rămân în urmă cu antrenamentul! Au! Ce naiba? Tipul ăla tocmai m-a calcat pe păr! Of! Ah, se pare că Annie iar are probleme cu părul! Psst! Hei, Annie! Am o soluție pentru tine! Prinde-ți părul la spate așa! Ce drăguț! Dar nu știu cum să fac asta! Vrei să mă înveți? Te rog! Sigur! Întâi dă-ți părul pe spate! Apoi ia o mică șuviță așa și... Oare ce faci acolo? Și apoi îl răsucesc pe spate așa! Și încă o dată ca să fie strâns! Și gata! Acum îl netezez puțin! Îl strâng nițel și ești pregătită! O, Doamne! Mersi mult, Ava! Da! Nu mai intră părul în ochi! E pregătit pentru testul cel mare, așa cred, și ating podeaua doar cu mâinile, nu și cu părul. Wow, mersi, Ava, s-o facem! Vezi această nuanță? Îmi face buzele să iasă în evidență. O să aplic puțin în centrul buzelor, apoi îl întind rapid. Mua! E perfect! Ce urmează? Mă simt îndrăzneață. Vreau farduri de ochi colorate. Ha? Ce-i aia? Oprește-te! Ce? Cine ești tu? Poliția machiajului! Stai departe de fardurile de ochi! Hei, care-i faza? Trebuie să-l încerci pe ăsta! E răspunsul la toate problemele tale! Ce? Ce este? Îl voi aplica pe pleoapa ta!
Și apoi, ia uite! Wow, e uimitor! Mulțumesc, doamnă polițist! Îmi fac meseria, domnișoară! Acum trebuie să plec! Ce sfat util! E secretul nostru? Nu, e rândul meu să călăresc unicornul! Ce-a fost asta? Sunt treaz acum! Clar nu sunt o persoană matinală! Ce-i asta? Am întâlnire? Trebuie să mă îmbrac! Nu pot lăsa pe nimeni să mă vadă așa! Am nevoie de ceva drăguț de îmbrăcat! Voi căuta aici! Să vedem! Nu, nici gând! Chiar am purtat așa ceva? Asta arată bine! Wow, arăt genial în ținuta asta! Abia aștept să mă laud cu ea! Nimic nu poate strica această întâlnire! Stai o secundă! Vai, ce de păr! A trecut o vreme de când nu m-am mai epilat. Trebuie să rezolv problema. Măcar am o lamă de ras. Aoleu, a avut și zile mai bune. Trebuie să încerc altceva. E ok, am un plan de rezervă. Hei, haide măi! S-a stricat. Cred că va trebui să folosesc o foarfecă. Nu, e o idee proastă. De ce trebuie să mi se întâmple mie asta? Va trebui să-mi anulez întâlnirea. E atât de nedrept. Bună, draga mea! Se pare că ai o mică problemă. Cum ai intrat aici? Sunt poliția machiajului. Investighez infracțiuni grave împotriva frumuseții. Acest mister e ușor de rezolvat. Un 10-21. Am citit despre ele, dar n-am văzut niciodată așa ceva. Ce-i asta? Este zâna ta epilatoare. Acele sub brațe vor fi mai netede decât... ceva neted. Să trecem la treabă. Îl voi umple cu granule de ceară. Cred că sunt suficiente. Va trebui să pun capacul. O să dau drumul la căldură. Acum așteptăm. Ce? Am întâlnire! Uite, e gata. Voi înmuia un bețișor în ceară. Trebuie doar să acopăr capătul. Apoi aplic ceara pe o bandă. Stai o secundă. Wow, ce tare! E timpul să te epilezi! Fă-o! Cred că e cel mai dificil caz de până acum. Stai să afle băieții din laborator despre asta. Sunt gata! Zac! Hei, ia uite! Voi trimite asta la analiză. Ce părere ai? Wow, faci minuni! Cum aș putea să-ți mulțumesc? Stai, nu-mi vine să cred! Ce? Ce e? Ups, am uitat de asta! Sper că ai destulă ceară! Întotdeauna vin pregătită! Cred că l-ai smuls pe tot! Sunt gata de întâlnire! Distracție plăcută! Wow! A dispărut! O voi mai vedea vreodată? Trebuie să plec! Bună, fetelor! Hai să-ți facem o nouă coafiură, Naomi! Amețesc! După ce părul tău e răsucit, o să-l aranjez într-un coc. Ok, te poți opri! Hiu! Acum trebuie doar să-l fixăm! Gata! Rapid, simplu și arată grozav! Urăsc să fac curat! De ce trebuie să fie totul atât de prăfuit? Durează o veșnicie! Trebuie să fie o cale mai ușoară de a curăța podelele? Părul meu e peste tot! Bleah! Blestemul de a avea părul lung! Nici măcar nu văd ce fac! Trebuie să-mi iau o menajeră sau un robot care face curat. Hei! Dă-mi-l înapoi! Nu mai mânca părul! Dă-i drumul! Ok, gata! Trebuie să fac ceva în privința asta. Foarfeca! Exact ce-mi trebuie! Tu ai cerut-o? Stai! Poate n-ar trebui să fac asta. Aș putea să folosesc elasticele astea de păr în schimb. Pare o idee mai bună. O să separ două șuvițe din părul din față. Apoi o să le leg sub bărbie. Uite așa! Îmi trebuie alt elastic de păr. Acum trebuie să separ șuvița asta de păr și să o leg de alta. O să pun elasticul ăsta un pic mai jos ca primul. Arată bine! O să fac la fel pe partea cealaltă. Vreau să creez un fel de rețea. Acum știu cum aș arăta cu barbă. Ok, e aproape gata. O să-mi leg părul la bază. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Mă bucur că am făcut asta în loc să mă tund. Dar mai trebuie să fac ceva. O să trec chestia asta peste cap.
E perfectă coafiura. Părul meu nu o să mai stea în cale acum. Se pare că mă întorc la curățenie. N-am chef de învățat. Ce faci, frate? Ne dăm cu rolele weekendul ăsta, nu? Ah, bucurați-vă de priveliște, băieți! Ia uite! Nu pot să-și ia ochii de pe mine! Despre ce vorbiți voi? Uf! Prietene, a căzut lat! Nu! Băieți? Unde au dispărut? Cum ai putut să faci așa ceva? A fost un accident, jur! N-am vrut să vă sperii! În sfârșit a venit ziua! Coletul ar fi trebuit să ajungă până acum! Am și eu treaba mea! Of, haide! Nu suport toată așteptarea asta! E cineva acasă? A sosit! Nu pot să cred! Bună, coletul ăsta e pentru tine! Trebuie să mai faci ceva, să semnezi pe ultimul rând! Ah, da! Ai nevoie de un pix? Nu mă descurc așa bine cu astea! Nemișcat! Stai puțin! Trece timpul, domnișoară! Nu! Cred că glumești! Scuze, de-aș putea ține prostia asta! Da, gata! Aleluia! Mersi! Nu sunt plătit suficient pentru asta! Oare e un nume de om ăsta? Nu pot să duc chestia asta la birou! O să fiu de râsul lumii! Ah, demisionez! Așa, unghiuțelor, sunteți gata pentru marele moment? Cine are nevoie de un coțit, nu? O fac! Wow! Nu-i așa că e o frumusețe? Spuneți la revedere, unghii lungi! Decorațiuni pentru petrecere? Avem! Locul ăsta începe să aibă un aer festiv! Oh, nu pot sărbători nimic fără niște baloane! Da? Ce faci acolo? Ah, îmi fac manicura, nu vezi? Acum te-ai trezit? Serios? Hei! Foloseam aia? Acum ești mulțumită? Și mi s-au stricat și unghiile! Oh, ce nasol! De fapt, e bine! Oh, oarecum! Oh, ce unghi îngrozitoare ai! Mai bine le tai pe toate! La tac! N-o să te doare deloc! Wow! Da! Mai am puțin! Taie-le fără milă! Ce obositor e! Arată extraordinar! Wow! Am o idee! Vezi balonul ăsta? Trasează câteva linii cu ojă de unghii. Apoi apasă-ți vârful unghiei în ojă. Fă la fel cu toate unghiile. Perfect! După ce ai făcut asta, aplică oja transparentă finală. Ce linii drepte! Gata! Vezi? Wow! Munca în echipă face minuni! Arată epic! Ah, invitații! Ascunde-te! Oh, arată îngrozitor! Oh! Serios? Ce coafiură extraordinară! Oare mi-aș putea face și eu părul așa? Pot afla doar dacă încerc! Încercarea moarte n-are! Trebuie să înfășor doar o șuviță odată, nu? Nu e foarte greu! Dar cât timp trebuie să-l țin așa? Ok, îl țin în continuare așa! Da! Hei, ce faci? Faci pâine prăjită? Ți s-a blocat clipul de pe laptop! Știu ce fac, stai calmă! Părul tău! Știu ce fac, bine? Ce e? Chiar era blocat? Miroase a fum aici? Da, fix cum credeam! O să-ți crească înapoi, nu-i bai? Cine mă sună? Ah, bunica! Hei, bunii! De ce ai șosete în păr? Ca să-mi ondulez părul! Fără căldură?
Și nu ai nevoie decât de niște șosete! Fiți atente, fetelor! De ce n-am știut asta până acum? Ciudat! Stați să mă vedeți la final! Arată bine! Pa, bunica, te iubesc! Aș putea încerca trucul ăsta? Unde te duci? O să încercăm trucul bunicii! Ok, dar să nu mă tragi de păr, da? Zero căldură înseamnă zero arsuri! Și se înfășoară până sus! Apoi trebuie doar să înnot șoseta! Și asta-i tot! Strângeți părul în cât de multe șosete vrei! Ce ciudat se simte! Și acum trebuie doar să așteptăm, nu? Hmm? E dimineață! E timpul să văd cum îmi stă părul! Ok, sunt gata! O să arate epic! Până acum arată bine! Wow! Ce bucle superbe! Trucul ăsta e genial! Nu-mi vine să cred, bunica avea dreptate! Uite, am bucle perfecte! Mă sună bunica! Ai încercat trucul cu șosetele de care ți-am spus? Tu ești? Când ți-ai vopsit părul? Are părul mai interesant ca al meu! Brr, e atât de frig și plouă afară! Oh, nu! Părul meu arată dezastruos! Dar pot să rezolv problema asta? O să-și revină după ce l-o suc rapid cu uscătorul meu de păr! Deja mă simt mai bine! Gata! Arată super! Huh? Nu e normal! Nu mai sta în sus! Ok, e enervant! Ce pot să fac? Aha! Pot să folosesc bigudiurile astea! Wow, ce șuviță țeapănă! Se pare că ăsta e noul meu look! Sau... Nu, e o idee proastă! Trebuie să pot face ceva! Planta asta de aloe ar putea fi utilă! Sigur o să meargă! O să storc gelul de aloe pe periuța mea de la mascara! Nu-mi trebuie mult! Cred că ajunge! Apoi o să-mi trec periuța peste șuvița de păr! Aloe nu numai că e ca o mască de păr, dar îl și fixează! O să-i dau o formă ondulată șuviței mele! O să fac la fel și pe partea cealaltă! Wow! Arată uimitor! E atât de chic! Trebuie să țin minte asta și data viitoare! Bună! Doar vârfurile, te rog! Asta o să-ți protejeze hainele de firele de păr! Bine! Așa, relaxează-te! Ce foarfecă mare! Doar vârfurile, da? Ce s-a întâmplat cu lumina? Părul meu prețios! Ce bine arată! Parcă ar fi o coadă de cal, hă? Domnișoară, vă simțiți bine? Nu pot să fac asta! Fetele astea cu părul lung! Ah, o pânză goală! Ce structură osoasă facială frumoasă ai! E perfectă pentru o coafiură deosebită! Oh, da, mi-o și imaginez! Ești gata? Îți place? E fix ce-mi doream! Păstrează restul! Mă duc să mă laud cu noua mea coafiură! Neața! Julie, ce ai pățit? Poftim? Oh! Părul meu! Bună, Elsa! Bună dimineața! Ok! Ce are toată lumea azi? Am fața plină de cușuri! Ce mă fac? Cum pot să le acopăr pe toate? Se observă chiar așa rău? Bine, nu arată, asta e clar! Cred că știu ce am de făcut! Oare asta funcționează? Știu!
O să-mi aranjez gluga ca să le acopăr. Cred că am reușit. Sau nu. O să stau acasă pentru totdeauna. Sau poate... mai pot încerca ceva? Primul pas e să-ți secționezi părul. Cred că ajunge. Stai liniștită, e doar temporar. După ce l-ai prins bine de tot, trece vârfurile prin mijloc și întinde-le uniform. Aranjează vârfurile încât să pară că ai breton. Ultimul pas e bentița. Oh! Mi-am uitat manualul de matematică. L-am luat. Ce? De ce pățesc mereu asta? Hai odată! Fiu! Julie? Ce bine ți stă cu breton! Ți l-ai făcut singură? Scuze, trebuie să mă duc la oră. Oare mie mi-ar sta bine cu breton? Aș putea arăta ca un fotomodel! Și oricum, am nevoie de o schimbare. Sunt sigură că mi-l pot face singură. Cât de greu poate fi? Trebuie doar să apuc părul din față și să-l tai pe tot. Așa. Ah! Ce-am făcut? Mi-am distrus părul! Ce bine că mi-am luat o căciulă azi. Trebuie să-mi mai cumpăr vreo 10. Sper să nu se termine niciodată memele astea cu pisici. Sper să-i placă trandafirii lui Kate. Încercarea moarte n-are. Cine-o fi? E 2:40? Nici măcar nu sunt îmbrăcată! Oh! Bună? Kate, ești frumoasă! Ea sunt pentru mine? Ah, da! Mersi! Ador trandafirii! Dar trebuie să mă pregătesc! Cred că pot aștepta! Cât poate să dureze? Ok, nu te panica! Cu ce încep? Cu uscătorul meu, evident! Chestia asta aș fi vrut să aibă funcție de super uscare! Ah! Frate, mi se face foame! Am timp, nu-i așa? Nu, nu acum! Hai, frate! Mersi! Asta clar o să mă țină! Ah, aia sunt eu? Trebuie să-l descălțesc! Au! Îți bați joc de mine? A mai trecut încă o zi. Aș fi vrut să am un calendar la mine. Florile astea s-au dus. La fel ca relația noastră. Ok, partea dreaptă e gata. Sper să mai am energie pentru asta. Nu pot să-l mai citesc încă o dată. De ce am ales o fată cu părul lung? Părul meu e superb, așa-i? Atât de fin și uscat. Mă duc să le iau pe Thomas. Ok, sunt gata. Thomas? Ce-ai pățit? Nu se poate. Se pare că nu mai mergem la cină? Da, multă moarte pe banca asta. Am comis-o. Perfecțiune! Cred că trebuie să plec. Oh, nu! Pata aia e imensă! Nu mai pot suporta acum! E distrusă complet! Au! De ce se întâmplă mereu asta? Oh, haide! Ha, ok! O faci pe durul? Nu, nu merge! E super încălcit! Nu pot face nimic! Oh, haide! Păr idiot sănătos și puternic! Nu am altă variantă! Vrei să mergem la... Ce se întâmplă? Lasă-mă să te ajut! A,
ai nevoie de nițel ajutor. Totul e bine! Ești uimitoare! Vrei să mergem? Hai, grăbește-te! Ce zi toridă, nu? Frate, urăsc când se întâmplă asta! Thomas, nițel ajutor! Tu și problemele tale cu părul! Gata! Ah! Ăla era în capul meu! Ce? Ai zis să-i scot? Oh. Ups! Aha! Mă strigă mama! Nu pot să cred! E ok, păr frumos! Situațiile disperate cer măsuri disperate! Sper să meargă! Cred că se lipește! Oh, nu! N-am nicio speranță! Ora asta e o plictiseală totală! Nu mai pot să învăț! Mi-ar prinde bine ceva dulce! Astea merg la fix! Să facem treaba mai interesantă! Oh, da! Of! Penibil! Ce balon trist! Ești varză la asta! Ah, și tu ești mai bună? Dă-mi una! Privește și învață! Kate, chiar faci progrese, frate! Impresionat deja? Clar pot mult mai bine de atât! Devine mai mare! Pierd controlul! Da! Ha! Oh, se încinge treaba! Uh-oh, cum l-ai făcut așa de repede? O să hiperventilez! O să fie nasol! Aproape gata! A fost grozav! Dar acum e toată guma lipită în părul meu? Ha-ha, ai pierdut! Of, trebuia să mă aștept la asta! Bună, Huggy Wuggy! El e domnul unicorn! Ce mizerie! La ce altceva m-aș putea uita? Hei, tu? Da, tu? Părul tău arată patetic? Arată fix așa? Ce jenant! Da, așa arată. Vrei o coafură nou-nouță? Ai nevoie de acest mini-aparat pentru aranjatul părului! Super chic, super elegant, super modern! Wow! E ca o baghetă magică, dar pentru părul tău! Funcționează pe orice tip de păr! Dacă ai păr, aparatul ăsta e soluția pentru aranjarea lui! Încearcă-l și tu! Oh, ok! Fii atentă! Ce e, mami? E extraordinar! Gata cu zilele în care îmi stă prost părul! Oh, e uimitor! Și e foarte ușor de folosit! De ce nu l-am descoperit mai devreme? E ca și cum ai avea propriul hairstylist! Cumpără-l, mami! Dar n-am terminat! Adaugă un plus de strălucire părului tău! Ce diferit arată! Sunați acum! Nu ratați această ocazie! Wow, mă simt ca un model! Ce se întâmplă? Vino încoace! Nu te mișca! Tuturor le-a plăcut de mine! Cine a zis asta? Bună! N-au văzut nimic încă! Ai încredere, mă descurc! Ești sigură? Cred că ai nevoie de asta! Ha? Sunt foarte frumoasă! Dacă spui tu... Dar mai am nevoie de puțin luj! Mua! Frumos! E timpul să fac ce știu mai bine! Dă-te la o parte! Bună! Wow! Nu înțeleg... E cumva o glumă? Nu înțeleg nimic!
Nu, eu votez nu. Dar, trebuie să dispar de aici. Ce se întâmplă? Psst. Aici. Vai de mine. Ce să ăștia? Ochelari? N-am nevoie de ochelari. Știu. Probează perechea asta. Pa, pa. Ce ciudat a fost. Oh. Dă-o încoace. Hei. Arăt oribil. Nu-mi vine să cred. Ce jenant. Trebuie să mă demachiez. Mult mai bine. O să mai încerc o dată. Acum văd și eu ce fac. E timpul pentru celălalt ochi. Ce par de ochi intens. Așa mai vii de acasă. Poftim? Prima dată doar exersam. Wow! Arată extraordinar! Încetişor, doamnelor, avem o câștigătoare! Eram sigură! M-am dat cu Luciu de buză și ținuta asta e genială! Dar am păstrat cei mai greu la final. De ce e atât de greu să te dai cu tuși de ochi? Nu pot! Elsa! Ce e? Oh, ai probleme cu tușul de ochi? Nu-i bai, te rezolvi imediat. Nu clipi prea mult bine. Oh, mă mănâncă nasul. Elsa? Credeam că o să strănut. Alarmă falsă. Ok. Achiu! Fiu! Aoleu! Oare de la ce am strănutat? Ce ciudat! Nu știam că ai flori aici! Ah! Oh, nu! Trebuie să-mi iau pastilele antialergice, ca să nu mai strănut deloc! Deja mă simt mai bine! Acum uită-te direct la mine, bine? De data asta nu am mâna la fel de sigură! Întoarce-te! Oh! Am terminat! Arată super! Trebuie să răspund la telefon! Mi-e frică! Trebuie să mă demachiez imediat! Unde mi-e demachiantul? Sper să funcționeze! Ok... în sfârșit arăt normal! Dar tot trebuie să mă machiez! Ce-am găsit al meu să fie... Am nevoie doar de puțin plastic. Un pic de lipici. Și un bețișor tăiat. Bun, o să le lipesc unul de altul. Trebuie să mă asigur că s-a uscat. Apoi pot începe. O să adaug tuș pe bucățica de plastic. Și înainte să se usuce, o să o apăs pe pleoapă în colțul ochiului. Wow! Am obținut o codiță perfectă! Apoi o să umplu restul singură! Arată superb! N-am mai arătat niciodată atât de bine! Yuhu! Unele fete se aranjează foarte rapid! Niciuna nu e bună! Oh! Ce faci acolo? Sky? N-am absolut nimic de îmbrăcat! Grăbește-te, întârziem! Stai așa, trebuie să mă și machiez! Ok! Aoleu, ce-i cu dezastrul ăsta? Produsele mele! S-a ales praful de ele! Ce-ai pățit? S-a ales praful de produsele mele de machiaj! Și nu mai vina lui! Vrea neapărat să mă enerveze! Nu intra în panică, ok? Te ajut imediat! Hai cu mine! Nici măcar nu știu dacă pot salva ceva, dar poate pot lucra cu astea trei produse! Ia să vedem! Nu te mișca! N-o să te doară deloc! O să-ți fac rapid un machiaj smokey eye!
trebuie întins puțin și trebuie undulate genele, evident. Și ultimul detaliu, niște rimel. Ce drăguț arată! Și ai nevoie de un ruj discret pe buze. Ești gata? Nuanța asta roz e extraordinară! Întinde-ți rujul! Ești gata să vezi rezultatul? Sigur o să-ți placă! Oh, wow! Nu-mi vine să cred că nu ai folosit far de ochi! Un avantaj al faptului că ai o prietenă cea mai bună este că ai cu cine să-ți petreci timpul după școală. Ba chiar te lasă și să dai iama în șifonierul ei. Wow, hainele lui Amy sunt așa de drăguțe! Mă întreb dacă pot să împrumut ceva de la ea pentru petrecerea de sâmbătă seara. Oh, pantalonii ăștia scurți de blugi sunt super drăguți! Dar nu uita, hainele prietenei tale mult mai înalte pot arăta ușor diferit pe tine față de cum arată pe ea. Dar sunt doar niște blugi scurți. Cât de diferiți pot fi? Hei, Amy, te super dacă împrumut blugii ăștia scurți? Te rog frumos! Sigur, de ce nu? Pe bune? Da, o să fiu cea mai tare la petrecere! Dacă zici tu, Sofia? Mi se pare mie sau ăștia păreau mult mai mici pe umeraș? Da, Sofia clar nu a luat în calcul diferența uriașă de înălțime între ea și Amy. Frate, încap două ca mine aici? Amy, măcar nu trebuie să-ți faci griji că o să-ți fure Sofia vreo haină. Da, ora de desen, cea mai bună parte a zilei. Serios, de ce sunt băncile astea așa de mici? Din păcate, pentru fetele înalte ca Amy, băncile astea nu par să aibă niciodată suficient loc pentru picioare. Vezi, abia dacă pot să stau picior peste picior. Of, n-are rost. Se pare că o să stau aici incomod timp de o oră. De fapt, nu. Nu mai suport prostia asta. Îmi voi folosi picioarele lungi ca să evadez din băncile astea minuscule. Pare că-ți vine să faci pipi. Râzi de mine, Sofia, eu vorbesc serios. Ai grijă, Amy, o să te lovești. Frate, uite cum zboară lucrurile alea. Oh, nu, creioanele tale. Ups. Măcar acum am mai mult loc pentru picioare. Problemă rezolvată. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Ce amuzat e clipul ăsta! Chiar aveam nevoie de un duș? E cam ud! Ia fi atentă! Wow! Gata, s-a uscat! Vreau și eu să încerc! Și părul meu e ud bine! Of, e prea lung pentru a-l usca așa! Nu mi-am dat seama că o să mă stropești! Pff, ce de apă! Ah, scuze! Ai nevoie de ăsta? Ce bine că ăsta o să-l usuce rapid! Tare! Păi, am ceva de făcut! Cât aștept, o să mă spăl pe dinți! Am nevoie doar de câteva minute! Sper să nu pierdem autobuzul! Încă te usuci? Nu pare că funcționează! Mai ai, Kylie? Evident că da! Părul lung se usucă mai greu! Ok, mult mai mult timp! E o nouă zi, ceea ce înseamnă o nouă coafiură distractivă! Nu-i așa că-mi stă bine părul azi? Bună, elasticule de păr! O să-l port iar desfăcut! Îmi place coada pe care mi-am făcut-o azi! Desfăcut și drept, fix așa! O coadă împletită arată fabulos! Asta e același păr o nouă zi! Cocul ăsta este extraordinar! Nu, de ce să strici ceva ce funcționează? Kylie își poate face o mulțime de coafiuri! Părul scurt te cam limitează! Nu-i așa că arată extraordinar? Vreau și eu o coafiură distractivă! Hm? Azi am întâlnirea cu Joey, dar arăt atât de plictisitor! Niște fixativ o să mă ajute! E ca o coafiură nouă ambalată într-un spray! Deja simt că prinde volum! Arată chiar bine, deși e scurt, nu? Wow! Parcă ar fi o tornadă! Nu! Văd!
ce mă bucur că ești aici, Julie! Da, și eu mă bucur! Oare-i place părul meu? Mă întorc imediat! Ce e? Îmi miroase gura? Nu ai timp să-ți aranjezi părul? O coadă de cal rapidă este soluția! Dar ce fac cu toate firele astea? Cred că am nevoie de o agrafă de păr! Deja arată mai bine! Acum mi se vede fața! Da, sunt complet de acord! N-a fost o idee bună să nu mănânc nimic la prânz? Vorbește în continuare, te ascult! Exact! Stai puțin! Mi-am tăiat părul! Te sun eu înapoi! Părul meu prețios! Julie! Ce faci cu toate clamele alea? Mi-am prins firele astea rebele! Cred că ai ratat unul! E fix aici! Cum de l-am ratat? Of, trebuie să iau de la capăt! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Vai de mine, înghețata e preferata mea! Și a mea e cea mai tare! Oh, Doamne! Ce? Ce e? La ce te uiți? Oh! Oh, wow! Uită-te la el! Merge! Ce naiba? De unde a venit vântul ăsta? Bună! Of, mi-a venit tot părul în față acum! Ce? Ah, scârbos! Înghețata mea are păr pe ea acum! Eu? Și acum am și înghețata în păr! Draga mea? Da? Oh, ah, scuze! Părul tău e pe toată înghețata mea! Super, super scârbos! Eu? Nu-l vreau înapoi! Cred că mi-a pierit pofta de înghețată! Poate pentru totdeauna! Eh, măcar tipul ăla drăguț e încă acolo! Dar părul meu a luat o raznă acum! Ce mă fac? Hei! Auzi, calmează-te! Te ajut eu cu asta! Uite! Ta-da! E fix ce ne trebuie ca să-ți îmblânzim cosițele! Oh, wow! Nu știam că ai așa ceva la tine! Mersi! Ok, e timpul să folosesc bucata asta de material ca să-mi salvez lucrul! O să încep cu ea băgată sub părul meu și apoi o să-i fac un nod și o să strâng bine! O să trag nodul până jos, aproape de vârfurile părului meu! Și când e jos de tot, o să mă opresc și o să-l aduc iar sus și pe dedesubt! Și acum pot să-mi fac o fundiță chiar în vârful capului! O să fie strâmtă ca să stea fixată și să-mi țină părul cu mințel la locul lui! Așa, o fundiță perfectă! Și acum nu o să mai zboare părul! Oh, uite-l că vine! Ah, bună! Nu se poate! Îmi face cu mâna! Bună! Salut, frate! Ia uite! La naiba! Se pare că e mai interesat de amicii lui! Eh, nu-ți face griji! Oricum arăți bine! Arată bine! Ce trebuie să mai fac? Știu, duș de ochi! Fix ce-mi trebuie! Trebuie să trasez o cotiță! Ok, nu asta voiam să fac! Ok, o să mai încerc o dată! E mai greu decât pare! Nu pot ieși arătând așa! Oh, nu, n-am timp de asta! Ok, concentrează-te, încetişor! Ah, s-a terminat tușul! Hai odată! E gol! Ce enervant! Trebuie să mă curăț la ochi! Hei, Ashley, ești gata? Trebuie să mergem! Ashley, e totul bine? Se pare că nu. Ce machiaj interesant! Am avut un accident legat de machiaj. Nu-i bai, te pot ajuta. Ai nevoie de niște scoci. Serios? Lipește-l în părțile laterale ale feței. Ah, m-am prins! Aș putea încerca? Folosește acest truc pentru o linie perfectă de tuș de fiecare dată. Lipește-ți o bucată de scoci pe sub nas și sub ochi.
apoi lipește altă bucată deasupra fiecarei pleoape. Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine. Acum ia niște fard negru de ochi pe deget și freacă degetul de colțul ochiului. Scociul e o barieră eficientă. Apoi dezlipește scociul. Vei obține un machiaj perfect! Ce bine arată! Îmi place la nebunie! Ți-am spus că să funcționeze, dar trebuie să plecăm! Ah, ok! Mai am foarte puțin? Gata! Ce urmează? Aș putea să-mi aranjez și părul. O să-mi stea bine cu el ondulat. Acum trebuie doar să aștept. Cred că ajunge. Poftim? De ce nu e ondulat? De ce nu funcționează? Nu înțeleg. Cablul? L-ai roz? De ce? Nu am cum să-l repar. De ce pățesc mereu asta? N-o să am niciodată părul ondulat. Te simți bine, scumpo? Ce-ai pățit, draga mea? Nu mai merge ondulatorul de păr, uite! Poate te pot ajuta. Am nevoie de peria asta de păr. Poftim? Mama, vreau bucle! Mai întâi o să iau o șuviță de păr și o să o înfășor în jurul mânerului periei. O să o strâng bine de tot. Avem nevoie de căldură, așa că o să folosim uscătorul. Apoi o să desfac șuvița ondulată. Nu cred! Nu te opri, mama! E foarte ușor! O să-ți stea foarte bine! Asta e ultima șuviță! Ok, am terminat! Ce părere ai? Arată perfect! Mersi, mama! Cu plăcere, scumpă, o distracție plăcută! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Hei, Amy! Ți-e cam sete, nu-i așa? Vai, te super dacă iau și eu o gură, mor de sete! Deși setea acestor prietene poate fi la fel, diferența lor de înălțime face lucrurile să pară mai mici sau mai mari decât sunt de fapt. Să ne bucurăm de încă o rundă de descoperiri de scund versus înalt! Gustări? Râsete? Cred că e seara de filme! Nu o să vă vină să credeți! Echipa noastră a câștigat! Ce? Wow, Amy! Ia, arată-ne trofeul ăla! Trebuia să mă fi văzut! Dădeam coșuri pe bandă rulantă! Uitați-l pe micuț! Ah, când ai prietenii alături, victoria e și mai dulce! E rândul tău, Sofia? Of, nu prea ajungi noi așa? Ok, Amy, crezi că poți să modifici bătutul palmei pentru micuța ta preferată? Poftim! Bun, e timpul să facem un duș și să ne pregătim! Pe curând, halatule! Dacă ai înălțimea Sofiei, probabil că nu-ți faci niciodată griji dacă încapi sau nu într-un duș! Vezi, părul ei e ud în timp record! Și când vine vremea să te șamponezi, e floare la ureche! Hei, ce bine miroase chestia asta! O fi mango? Delicios! În schimb, dușurile lui Amy sunt puțin diferite! Ăsta nu se ridică mai sus? Haide, mișcă-te în sus! Ah! Se pare că Amy o să facă o nouă rundă de genuflexiuni în dimineața asta. Da, și ne lăsăm în jos. Când ești așa de înaltă ca Amy, dușul pare mai degrabă un dans delicat decât un spălat. Trebuie să te baci sub para de duș în unghiurile potrivite. Au, a cam durut? Gata, de azi strâng bani ca să renovezi baia. Of, după ce termin dușul, deja ești epuizată. Și credeai că dușurile sunt relaxante? Mă rog! O altă vineri seara, o altă petrecere plictisitoare. Hei, Amy, dansăm? Dar tu, Sofia, vrei să dansezi cu mine? Ups, petrecerea asta se duce pe apa sâmbetei. Stai, știu ce trebuie să fac ca să animez puțin treaba. Cine vrea să joace limbo? Da, ador jocul ăsta! Țin eu de aici și Bella poate să înceapă. Hai, arată-ne ce poți, dragă! Uhu! Deși limbo e un joc super distractiv pentru o petrecere, poate fi mai ușor pentru unii față de alții. Și, din păcate, are legătură cu înălțimea. Oh, ai grijă la nas! Opa, ai cam exagerat, Amy! Hai să vedem dacă Sofia poate fi puțin mai grațioasă la tura ei de limbo. Nu vă faceți griji, mă descurc eu! Bine, Sofia, arată-ne ce poți! Go, go, go!
Ce? Nu trebuie să se lase nici măcar puțin pe spate. Bum! V-am zis eu că sunt expertă în limbo. Ah, ce drăguț! Hei, Mickey! Hai, trebuie să te pregătești! Asta fac! Aleg machiajul perfect! Verific ce formă de sprâncenă mi se potrivește cel mai bine și am găsit-o pe cea mai bună! Acum trebuie să le conturez! Am nevoie de niște turci de ochi! Oh, îmi place! Pare foarte ușor de imitat! Ador culoarea asta! E timpul pentru far de ochi! Bună alegere! Încă puțin! Mai am câte ceva de făcut! Ia să vedem cum îmi pot machia obrajii! O să arate drăguț! Trebuie să am grijă! Ce mai am de făcut? Ah, rujul! Îmi place mult nuanța asta! Ar fi trebuit să o folosesc mai demult! Am terminat! Ok, sunt gata! Ce părere ai? E... arăți ridicol! Mie îmi place! Îmi pare rău! Bun, a plecat! Comportă-te normal! Acum e rândul meu! Cum se folosește asta? Serios? Nu vreau barbă! Arăt ca un tăietor de lemne! Wow! Pur și simplu wow! Și fii atentă cum arată aici! Bună! Vreți să fim prietene? Vorbește cumva cu noi? Hai să plecăm! Putem intra aici! Hai, rapid! Ce nepoliticoase sunt! Șt! Încercam să fiu prietenoasă! Oare ce fac acolo? A trecut ceva timp de când au intrat? Poate pot auzi ce fac! Ce mult îmi place partea asta! Ține de bine! S-a tras cumva apa cu ele cu tot? Mandy? Mickey? Unde au dispărut? Ce-i asta? N-am mai văzut-o până acum! Poate dacă apăs aici? Nu ești suficient de drăguță! Nu e corect! Stai puțin! Wow! Am o idee! E timpul pentru o transformare! O să încep prin a-mi da jos ochelarii și a-mi curăța fața! Wow! Ce șervețele de machiante eficiente! Acum o să-mi conturez frâncenele! Așa vor părea mai dese în mod natural! Arată bine! Acum am nevoie de niște far! O să folosesc o culoare subtilă! Genele false o să-mi scoată ochii în evidență! Încă puțin fard! Am nevoie de puțin anticearcăn pe obraj și nas! O să-l omogenizez cu burețelul ăsta! Și la final puțin fard de obraz! Să nu uit de buze! Din nou, vreau să arăt cât mai natural! Cercei ăștia adaugă un plus de strălucire! Și o să-mi desfac părul! Arăt chiar bine, părerea mea! O să mai încerc o dată! Sper să funcționeze! Wow! Intră, te rog! Eram sigură! Sper să nu mi se ude părul! Ce petrecere reușită! Jennifer! Wow! Hai să facem o poză! Hey, Jen! Ah, dușul ăla a fost grozav! Arăt bine! Ce-i ăsta? Păr super lung? Kate nu se va supăra dacă îl împărțim! Să înceapă distracția! Vreo diferență? Ha, probabil că mai am nevoie de niște fâsuri! Cred că ajunge! Oh, nu! N-am vrut așa de mult păr! Mi-ai găsit spray-ul, nu? Kate, ce mă fac? Sună coafeză? Sau efectiv te bucur de el? Ți-am încălzit apa! Părul ăsta se usucă atât de greu! Ah, sper să mă trezească dușul ăsta! Ăla e... scârbos! Kate năpârlește mai rău decât câinele nostru! Of, Kate! N-ai curățat scurgerea! Nici un pic de respect în casa asta!
Ok, pot să fac. O, Doamne! Iu! De ce nu se termină odată? Nu vomita, nu vomita! O, Doamne, vine partea mare! Zici că e Rapunzel acolo jos! Cred că ăsta-i tot! Ce? S-a blocat! Haide! Ieși! Sunt gata și... trag! Vai! Uită-te la chestia aia! O să mă doară mâinile! Frate, zici că e un animal! Stai puțin! Se mișcă! Vino înapoi! Așa, fix la timp! Mă gândeam să mâncăm împreună! Arată grozav! Ce bun! Ha? Ceva nu e regulă aici! Ăla e păr? Bleah! Puteam să mă nec și să mor! Ce scârbos! Oh, nu! Cred că mi-a ajuns părul acolo! E inacceptabil, Annie! Vezi? Bleah! Scuze, a fost un accident, serios! Ah, ia-l de aici! Nu pot să suport chestia asta! Simt că-mi stă în gât! Oh, nu! A rămas ceva înăuntru! Ajută-mă, mă nec! Te salvez eu, Thomas! Nu mori acum! Aoleu! Uite cum s-a dus chestia aia! Oh, nu! Nu se oprește chemotocul ăla de păr! Ha? O lovitură perfectă! Annie! Scuze! Aproape că am murit, să știi! Da, îmi pare rău! Pun pariu că asta o să te facă să te simți mai bine! Te rog! Să zicem că te pot ierta! Știi că ciocolata-i slăbiciunea mea? Tableta asta e nouă, o simt! Dar stai! Dacă e făcută doar din păr... Nu! Nu pot să o fac! E iar în gura mea? Ești atât de teatral! Vizitarea unui muzeu local este mereu o cale drăguță de a petrece după amiaza. Mamă, uite-te la ăsta! Mă întreb cine-o fi fost! Mi se pare mie sau ăsta se uite cam urât. Vezi la ce mă refer? Mamă, ia uite ce pictură clasică! Chiar te face să te simți ca la țară în Anglia, nu-i așa? Wow, aproape că simt mirosul florilor! Chiar e tare! Ce faci? Nu sunt obiectul tău de sprijin? Scuze, dar era așa de confortabil! Ai înălțimea perfectă! Vai, ești așa de drăguță când devii supărăcioasă! N-are nimic, Sofia! Noi astea micuțe știm exact prin ce treci! Aoleu, câte picioare are chestia asta? Ce scârbos! Bună, Amy! Ce apariție! Ai întârziat 20 de minute la oră! Se pare că pe partenerul tău de laborator nu-l deranjează! Alertă de supermodel! Arăți bine! Hei, mersi că mi-ai păstrat un loc! Wow, ai făcut singur toate ecuațiile alea? Ești așa de deștept! Nu pot să cred! Da, la chimie mă pricep cel mai bine! E, se pare că partenerii ăștia de laborator sunt perfecți unul pentru celălalt! Hei, ce-i în ăsta? Ai grijă, e super fierbinte! Ah, ups! Wow, e chimie între ăștia sau ce? Oh, da, așa arată iubirea, e clar! Hei, ora aproape s-a terminat! Vrei să ieșim la o înghețată? Dar înainte să mergi la întâlnire, poate vrei să vezi dacă sunteți pe aceeași lungime de undă. Problemele fetelor înalte am dreptate? Pari mult mai scundă când stai jos? Și tu păreai mult mai înalt când stăteai în bancă? Și uite așa ai pierdut un potențial iubit. Of, scuze, Amy! Oh, peria asta nouă e fantastică! Îmi face părul așa de lucios! Adică, uite cum se mișcă! Uimitor, nu? Efectiv, uimitor! Perfect! Sunt gata să-mi încep ziua!
Oh, părul lui Annie e superb! Aș vrea și eu un așa păr. Ok, a plecat! O să-i folosesc peria! Oh, nu a ieșit cum îmi imaginam! Of, e timpul să-mi scot elasticul ăsta! Nu-i corect! Vreau și eu să-mi stea așa părul! Stai, cred că am o idee! Clar o să meargă! Ok, întâi îmi voi separa partea de sus! Mă asigur că e prinsă! Ok, e gata, deci o dau la o parte! Acum îmi prind restul părului! Fix ca în secțiunea de sus a părului! Vreau să fie bine strâns! Ok, e gata! Acum pasul următor! Partea de sus o să acopere elasticul de la partea de jos! Adio, coadă ciudată și țepoasă! Arată ca o singură coadă! E timpul să folosim iar peria lui Annie pentru un look maxim! Wow, Ava! Părul tău arată fantastic! Merci, Annie! Frumos și lucios, fix ca al tău! Grozavă treabă, Ava! Știu că mi-a folosit peria fără să mă întrebe! Trebuie să termin tema asta până la prânz! Wow, Annie arată așa de bine! Wow, Annie, părul tău e așa de creț! Mersi! Am vrut să încerc ceva nou! Oh, părul lui Annie e spectaculos! Annie, e un look perfect pentru tine! Termină! Acum doar flirtezi! Părul meu e doar plictisitor și drept, ca de obicei! Hei! Cred că pixul ăsta mă poate ajuta să schimb situația! O să-mi înfășor părul pe el și aștept puțin! Da-da! Oh, se pare că n-a mers totuși! Acum sunt iar supărată! Ah, să ne întoarcem la învățat! Ok, încerc să iau niște notițe! La naiba! Nu merge pixul! O să suflu în el! O să se repare! Hei, poți să-mi împrumuți un pix? Oh, scuze, doar pe ăsta l-am! Ava, poți să-mi împrumuți un pix? Oh, pare așa tristă! Sunt supărată pe părul meu plictisitor! Asta-i tot? Te pot ajuta să obții bucle! Uite, întâi luăm o șuviță de păr! O să-ți înfășor părul pe două degete! Apoi o să scot vârful pe aici! Apoi o să trag șuvița până jos ca să fie strânsă! Oh, ce ușor pare! Abia aștept să văd buclele! Stai! Nu o desface încă! Trebuie să aștepți măcar un minut! Ok, o să număr secundele! Bun, acum desfă-o! Wow! Nu pot să cred ce creț e! Acum pot să am tot părul creț! Ava, ce bine-ți stă! Mersi, Annie! Nu aș fi reușit fără tine! Oricând, Ava! Acum să ne întoarcem la flirtat! Stai! Unde-a dispărut? Ah, cred că glumești! Se înțelege! Nici n-ar fi avut părul ăla fără mine! E timpul să revin la părul drept! Ce? De unde a apărut bucla asta? Uf! Ia uite ce de onduleuri și bucle stupide! Îndreaptă-te, firar să fie! Oare merge placa asta? Poate nu e fierbinte? S-o testez! Ce? Nu-i fierbinte deloc! Nu-i de mirare că nu mi se îndrepta părul! Hei, planta mea de aloe! Mi-a venit o idee! Am nevoie de o tulpină de-a ta, planto! O să tai vârful și acum o să tai cu grijă în două pe lungime! Ușurel! Nu vreau să mă tai din greșeală! Ok, am ajuns la final! O să separ bucățile astea două!
Ok, am nevoie iar de cuțit pentru următorul pas. O să fac tăieturi pe toată tulpina. Cu grijă să nu tai până la capăt totuși. Gata! Acum am cele două bucăți și sunt pregătite. Ok, cele două bucăți de aloe o să fie noua mea placă de îndreptat. O să le glisez încetişor până la vârfurile părului meu. Wow! Ia uite ce de gel de aloe! E bun și pentru vindecarea arsurilor. Fluturarea părului. Au! Nu pot să cred că am dat cu capul. Ok, să încercăm iar. Fluturarea părului. Acum că e uscat, uite ce drept e! Ia o pasta, placă stricată! Nici măcar n-am nevoie de tine! Eu și aloea am făcut o treabă grozavă împreună!